Este foarte mare zgomotul. Nici de cum m-ar trebui să fie atunci când merge motorul principal, dar sper că m-au auzit. Astea sunt compresoarele de aer condiționat. Asta este sistemul ce ne acționează nouă valvulele hidraulice de pe covertă. Valve remote control system. Bateria de freon. Compresoarele de cambuză. Boilerul pentru apa menajeră din castel, din accommodation. Tancul special pentru tratarea apei. Sterilizatorul. Sistemul de tratare a apei cu ion de argint. Și aici este hidroforul. Cel de-al doilea hidrofor. Aici sunt buteliile de aer de lansare pentru motorul principal și diesel generatoare. Compresoarele care ne produc acest aer comprimat. Două la număr pentru acele două puteri din spate. Compresorul pentru aerul de comandă și de control. Acolo. Rezervorul lui. Asta este controlul compresor. Aerul de control și de comandă. Și acolo este butelia pentru working air compressor și compresorul lui. Asta este pentru aerul ce-l folosesc băieții pe covertă în diferite scopuri. Aici avem un dezumidificator, elimină umiditatea din aer și panourile electrice ale acestora. Aici avem tancurile de ulei de cilindri, ulei de ungere cilindri. Primul tank, cel de acolo, numărul 1, are 17,5 metri cub. Asta are 13,4 metri cub. Ulei ungere cilindri, da? Motorul principal. Aici avem scule speciale pentru motorul principal. La fel ca și aici, am avut bine cu scule speciale și piese de rezervă. Dispozitive de stins incendiu în cazul în care, Doamne ferește, avem de face cu așa ceva la bordul navei. Este vorba despre această butelie mare portabilă de stins incendiu, este cu spuma. Și astea sunt scule de la motorul principal. Asta este incineratorul vaporului. Incinerator în care noi nu avem voie decât să ardem cârpe îmbibate cu uleiuri, cu reziduri, hârtie și cam atât. Nimic altceva. Asta este locul unde ținem gunoiul, acumulat în sala motoarelor. Asta este incineratorul, da? Asta este boilerul. O să fac un video separat. Punctul de comandă și control al sălii motoarelor, acolo în față. Aici avem o chiulasă gata de a fi folosită, cu o supapă de evacuare deja atașată, supapă de lansare și două injectoare, deci practic poate fi folosită oricând în caz de urgență. Și aici mai avem încă două supape de evacuare gata de a fi folosite și ele. Haideți să vă arăt și atelierul vaporului, engine room workshop. Aici este dispozitivul de testat injectoare ale motorului principal, dispozitiv de testat injectoare pentru diesel generatoare, polizorul nostru, care are și perie. Acolo este un dispozitiv special pentru încălzit rulmenții. O mașină de găurit verticală, foarte ok. Și vedeta atelierului, strungul. Strungul de care se ocupă strungarul nostru. Panoul cu scule.
și bancul pentru sudură.